Nu vă faceți cascadorile singuri. Voi vii România, ai văzut, mă? I văzut, mă, spopod. Băi, uite că se apropie, mă, toți, mă, ia, uite, mă, vin la Innsbruck, mă. Dar nu podul, mă, că ne tac ăștia, ai văzut, erau doi. Hai de mine. Auzi, atacă Innsbruck-ul. George? Da. Hai să trebuie de jos, mă, doare piciorul. Și mai lui lăcrimează ochii. Auschia, țara satului bine băut. Let's make some turns. We're making turns. Aha. Yes, you are. Suntem la Big 3, cel mai înalt vârf din Tirol, Zoltan, unde pipim acest watermark pe Uschia pentru că merg. Nu urc mai sus pentru că nu vreți să știți cum îmi transpiră palmele. Knoblauch. Knoblauch. Adică supă de what? Knoblauch. That's a twosome. 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 It's a twosome. No. Pe ele le-a bătut tare când erau mici. De aia țipă așa tare. Look at the legs. Well. Când ești nervos și te enervezi, deschizi ușa, intri aici.
ești calm, zâmbești, te bucuri de excursie. Let's see, and now, ladies and gentlemen, für die Uski in Kötte. Uski a zwei Kötte, episode new, Alina va urla. N-o bate, mă, n-o bate! În cazul ăsta n-ar veni nimeni să o scoată din mâinile bărbatului. Urlă prea încet. Și spune, măi, George, ce s-a întâmplat? Doctore, era pe pârtie. Făceam o Cristiană și două Ioane. Așa, da? Și la un moment dat mă sună administrator. Că trebuie să depun fondul de rulument și să vin cu apometrele. Doctore, mă știi că mie nu-mi place să am datorii. Da. Și coboram în viteză pe pârtie. Așa. Când unul dintre schiuri a vrut să se ducă să plătească fondul de rulument și celălalt apometrele. Așa, și? S-au dus, s-au desprins. Uite cum am ajuns. Dar ce ai pățit? Balet. Balet în toată regulă. Bă, băiatule, dar ți-am spus că nu e ușor să faci treaba asta prin internet banking. Cum, doctore? Intrești tu pe aplicația OTP Direct și îți plătești ce ai nevoie. Trebuia să te grăbești așa. Alergi câine sur la vânătoare. Doctore, scap? Scap, dar te costă. Cea mai tare părție austriacă a fost în Zolder. De ce? Mi-a plăcut foarte mult că am ajuns fix după unisoare și a fost mult pau-pau. Nu m-am dat niciodată în așa mult pau-pau. Părțile sunt frumoase, le-am analizat, că știu cum e cu ratracul, sunt foarte frumoase și lungi, dar mie nu-mi place pe părțile oricum. Care munte mi-a plăcut? Cel din Zolder. Zolder, nu? De când eram mic, auzeam cum mergeau toți snowboarderașii din România, veneau aici să lucreze de prin 90 și ceva. Am văzut video de prin 90 și ceva cu România aici, veneau, dormeau o mașină, au făcut un film și de atunci am auzit de Zolder, paradisul snowboardului. Personal îmi place mai mult skateboarding-ul. Mi se pare mult mai creativ decât snowboarding-ul și îți dă o libertate mai mare să te exprimi. Poți să faci mult mai multe tricuri pe skate decât pe snowboard. În snowboard foarte multe tricuri sunt preferate, nu știu ce, dar și complicate, dar îmi plac alea simple. 180. Cum? 180, 180 de grade. Care să te întorci? A, 180 doar. Po, știu și 720, dar sprea. Îmi plac ce să fie cât mai curat și mai frumos. Backflip-ul, 360-ul. Cel mai de bază trick ar fi kickflip și e unul din preferatele mele. Ar mai fi nollie flip și 360 flip. 360 flip-ul e un trick în care skate-ul face o rotație de 360 pe o axă de verticală și altă rotație de 360 pe o axă orizontală în același timp. Cam deci, greu. Da, poți să-ți arăt mai ușor cu telefonul. Exact, să zicem că ăsta ar fi skate-ul, da? Da. În momentul în care am apăsat popul, tail-ul, coada, cum vrei tu să-i zici, trag în spate cu piciorul, în așa fel încât skate-ul să se învârte 360. Așa. Și în același timp lovesc cu piciorul de față vârful, ca să se învârtă și așa. Interesant aici că vezi urmele de la localnici, în powder, așa. Și știi că dacă localnici cu s-a dus undeva, știi că ajungi bine și prinzi ceva viraje bune în zăpadă mai mare. Da, mi-a plăcut foarte mult. Nu m-am dat niciodată în pau-pau așa de... Nu? Bom, nu m-am dat niciodată în pau-pau așa, ca în Austria. Mi-a plăcut foarte mult și erau pârtile foarte lungi. Am avut timp să ne dăm cam cât am vrut noi. Cum trebuie să îmbraci un snowboarder? Cum îi place lui cel mai bine și să se poată mișca, să aibă un pic haine mai largi, să se poată mișca. De obicei o să vezi papagali în multe culori și o să vezi și aia discreți cu negru și gri, un pic de alb poate. Un snowboarder ar trebui să arate exact ca tine pe pârtie în ultima zi. Bobo știe cum arată un snowboarder, așa că te-a ascultat perfect. Urmăriți footage-ul.